câinii fără stăpân încep să creeze probleme și locuitorilor de la sate. În comunele limitrofe municipiului Râmnicu-Sărat, numărul animalelor abandonate este în creștere. Reprezentanții Asociației de Protecție a Animalelor Câini Fericiți spun că cei mai mulți maidanezi provin din gospodăriile oamenilor care îi abandonează încă de mici. Mă aflu într-un loc, la ieșire dintr-o comună, unde de când am venit și din anul 2002 mă întâlnesc de fiecare dată cu aceeași problemă. În perioada în care apar pui de animale și mă refer și pisică și cățeluși, mă trezesc cu ei, iar ce putem face, pentru că eu nu am sufletul a face un lucru rău și am tendința în prima fază să-i iau, să-i adopt, să-i cresc. Sterilizarea câinilor poate duce însă la diminuarea acestui fenomen. Pentru prima dată, la Râmnicu-Sărat va demara o campanie de sterilizare gratuită la care sunt așteptați să participe și cetățenii din comunele limitrofe, care vor să spună stop înmulțirii câinilor. Ne gândim foarte mult de a face cunoscut acest aspect tuturor comunelor limitrofe. Ne gândim la tot ce înseamnă Podgoria, Grebănu, Topliceni, Valea Râmnicului, tot ce este aproape de noi. De ce? Pentru că știm și nu ne este departe de această întâmplare când vedem de fiecare dată în weekend că apar cățeluși pe zona Pod sau eu știu alte zone. Campania de sterilizare gratuită se va desfășura săptămâna viitoare. Proprietarii câinilor trebuie doar să ia legătura cu membrii Asociației Câini Fericiți pentru a se programa. Se poate face o simplă programare. Sunând la acel număr, luând legătura cu persoanele abilitate pentru acest lucru, doar vor fi preluate într-o evidență și preanunțate în momentul în care se va declanșa campania. La Râmnicu-Sărat, în ultimii 4 ani, Asociația de Protecție a Animalelor Câini Fericiți, în parteneriat cu primăria, au desfășurat campanii de sterilizare în care au fost operați peste 1000 de câini, atât din padocuri cât și din gospodăriile oamenilor.